Lucrările de pictură din troița Fundației Umanitare Omenia din Valea Adâncă, Comuna Miroslava, județul Iași, au fost binecuvântate joi 18 aprilie 2024 de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. În interiorul troiței se află o sfântă cruce sculptată, iar pe pereții interiori a fost pictată scena acoperământului Maicii Domnului, dar și chipurile mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Slujba aghesmei mici a fost urmată de citirea rugăciunilor speciale de binecuvântare a icoanelor și de sfințirea undelemnului. Cu acest prilej a fost sfințită patiseria fundației, ce va fi inaugurată în viitorul apropiat. Trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol Evanghelist Ioan, citit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Viteza, având cinci pridvare, în acestea zicea mulțime multă de bolnavi. Cu cine ce pentru cei robiși, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Am pus de minte harul preasfântului de viață pe cătorul tău tu, care sfințește toate și sfințește apa aceasta, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Și-l sfințește ca să fie spre sfințirea patiseriei acesteia, troiții acesteia, și acasă ce s-a zis pe el și pe alungarea tuturor puternicilor potrivnici și mântuielilor de avărești, că trebuie și binecuvântezi. Caut acum asupra noastră, care cu milință te rugăm, care o numim pe dânsa și credem a fi cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Prea iubitul tău fiu și ca pe o mijlocitoare a neamului creștinesc o vor chema în rugăciune către tine în ajutorul la nevoile caselor. Și cu binecuvântarea ta cerească, binecuvintează-o și sfințește tuturor celor ce vor cinsti. Se vor închina, se vor ruga ție înaintea ei și vor chemea în rugăciune către tine. Pe toți sfinții, de toate cursurile diavolești, nădejde tare de mântuire nerușinată, spre câștigarea vieții, pentru aceea noi robii tăi în dar, îmbrâncindu-ne de mântuirea ta. Florin, Valentina, Andrei, Alexandra, Pruncu, Nectare, Prunca, Ana, Maria, Mihai, Cătălina, Pruncu Efrem, Pruncă Marta, Ana, Elena, Maria, Petrica, Andreea, Serafima, cu toată casa, familia lor, pentru sănătate, ajutorul, mântuirea, mila lui Dumnezeu asupra lor. Părintele Florin Buțincu de la parohia Brustureț Mironeasa a remarcat în cuvântul adresat cât de importantă este ascultarea față de duhovnic în lucrarea filantropică. Am participat la slujba de sfințire acestei prea frumoase troițe, a crucii care s-a pus în această troiță și a icoanelor ce s-au frumos, s-au zugrăvit și îi iau ca ocrotitori, iată pe marii sfinți, Sfânta Preacuvioasă Maică Paraschiva, Sfânta Ana, Sfântul Efrem cel Nou, cei care vă sunt ocrotitori și a căror nume cu cinste și cu demnitate le purtați. Pentru că iată ce poate să fie mai frumos decât să avem pe acești sfinți ocrotitori și să-i cinstim prin viața noastră, prin purtarea noastră, prin rugăciunile pe care le înălțăm înaintea lor și înaintea Preacuratei Maicii lui Dumnezeu și mai cu seamă să ducem mai departe cu cinste și cu demnitate numele lor prin purtarea noastră din viața de zi cu zi. Numele lor le ducem mai departe prin această cinstire, dar mai cu seamă iată este o mare binecuvântare pentru frățiile voastre, pentru că aveți un sfătuitor sufletesc care v-a purtat și a avut grijă de sufletele frăților voastre până acum. Ați dus și ați ținut sfaturile pe care le-ați primit de la duhovnicul frăților voastre,
de la Preacuviosul Părinte Stareț, care foarte frumos poartă și a purtat de grijă celor care îi sunteți fii duhovnicești. Dar mai cu seamă astăzi pentru frățiile voastre că în mijlocul nostru este Preacuviosul Părinte Stareț, a cărui fii duhovnicești sunteți și suntem cu toții până la urmă, pentru că pe toți ne sfătuiește, pe toți ne îndrumă, pentru toți se roagă, ceea ce este cel mai important. Și pe lângă mănăstirea Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, ați înflorit și frățiile voastre pe lângă Părintele Stareț. Și poate nu ușor a fost pentru Sfinția sa, prin sfaturile pe care vi le-a dat și ni le dă, să ajungă în acest moment de bucurie, prin care să vadă, iată, că aceste fapte rodesc mai departe și să dea Bunul Dumnezeu să ne ajute să rodească în sufletele și în viața frăților noastre, în veci de veci. Amin. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță i-a felicitat pe membrii familiilor Strugaru Florin și Valentina, Rusu Andrei și Alexandra și Strugaru Mihai și Cătălina pentru că s-au ostenit în bunul mers al Fundației Omenia. Dumnezeu a rodit frumos în sufletul și viața spirituală a dumnealor. Și de față sunt majoritatea fiii duhovnicești ai mei de peste 34 de ani, iar că aproape sunt 34 de ani, și văd roadele din darul Domnului, care a lucrat atât de frumos peste tot unde mă întorc și unde sunt chemat să sfințesc la o sfântă biserică ridicată de dumnealor, de fiii mei duhovnicești, la o casă socială, alte multe fapte înălțătoare care știe Dumnezeu și unii dintre frățile voastre. Ce frumos le așează milostivul Dumnezeu pe toate. În fiecare săptămână am sfințit o troiță. Săptămâna trecută, săptămâna aceasta și iarăși din nou chemat de fiii mei duhovnicești, unde îi mulțumesc Preacucenicul Părinte Paro, care ne-a blagoslovit să fim prezenți astăzi. Din binecuvântate, pe cine s-a întâmplat să fie prezent, cu siguranță, în ușoare secluția unui slujitor. Dar mă bucur că am avut blagoslovenie să venim aici la fiii mei duhovnicești. De altfel, să nu uităm că fratele Florin, și numai fratele Florin, distinsa soției, sora Valentina, fiul, pruncii, toți se spovedesc la mine de ani de zile. Dar vreau să vă spun că cuvântul meu a ajuns în inima acestui creștin bun, cu suflet nobil, care tot cu blagoslovenie ce vedeți a făcut cu binecuvântarea duhovnicului. Adică ori de câte ori a început ceva, a luat blagoslovenie. Și cât de frumos a rodit această fundație, Omenia, fundația aceasta socială, care în puține cuvinte n-am să vă spunem ce a făcut acest om cu suflet mare. Tineri ajutați, tineri căsătoriți, case la tineri care n-au avea unde să-și plece capetele, tot ceea ce muncesc și fac împreună cu familia, frumos organizat, țin această fundație, această instituție, din greu să știți, mai ușor le este crucea și osteneala, dar lucrează mai mult pentru această instituție, așa, nu încă bănuiesc, simt și văd, din tot ce văd din această fundație, nu ușor să duci crucea în această fundație, poate puțin știu. Astăzi, această frumoasă, binecuvântată familie, părinții, Florin, Valentina, cu fiii și fiicele și Ginele și Nora, au înălțat această frumoasă troiță, prea frumoasă troiță, ca o încununare, cum îmi spun eu, ca o ofrandă adusă Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pentru toate darurile revărsate asupra fundației acestea. În semn de mulțumire, mulțumindu-i Maicii Domnului, tuturor sfinților care au fost pictați atât de frumos și în chip minunat, este ca o bisericuță. Aici poți să se citești la cartist, de ce nu? Se intre înăuntru. Avem cei mai importanți sfinți, pe cum i-a numit Părintele Florin, Sfânta Parascheva, care dragă ne este nouă tuturor, sunt de Rahnectarie, sunt Apostol Andrei, Alexandra, Efrem, care avem o mare cinste și evlade, Roftea și toți Sfinții, Sfânta Treime și în ultimul rând Măicuța Domnului prima și Sfânta Cruce, armă împotriva diavolului.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți și pentru toate. Vă felicit, frați și surori, și binecuvântată familie pentru ce ați făcut aici. În primul rând, nu v-ați gândit la sine, ci v-ați gândit la cei nevoiași, fiindcă de ei fiind vorba în fundația această omenie. Apoi ați spus aici o frumoasă troiță, să mulțumim de Maicii Domnului, ca să ne binecuvinteze pe toți, ca orice trecător, orice creștin trecând pe alăturea, să se bucure ca o troiță și să o cinstească așa cum se cuvine pe Maicuța Domnului, închinându-se atât la Maica Domnului, Sfânta Cruce și la toți Sfinții, zugrăviți pe acești pereți. Hristos, Dumnezeu, Preacurata Maica lui Dumnezeu, să vă răspătească dumneavoastră, frate Dorine, Valentina, Mihai, Alexandra, Andrei, Cătălina, cu toți pruncii, să vă ocrotească Maicuța Domnului sub Sfântul Său omofor. Și eu vă mulțumesc ca duhovnic că ați făcut lucruri frumoase și plăcute lui Dumnezeu și lumii. Dar cu această frumusețe ați încheiat, pot să spun ceva dumnezeiesc. Că v-ați gândit că aici trebuie ca Maica Domnului să fie scut de apărare, atât pentru fundația aceasta, cât pentru toți trecătorii, pentru toți cei care locuiesc în jurul fundației Omenia. Tuturor să vă răspătească Maica Domnului, celor prezenți, fiilor mei duhovnicești, fiicilor duhovnicești și cei care ați fost invitați. Și nu în multe urmă, părinților, din preună rugători slujitori. Sunt foarte fericit că astăzi am sfințit a treia troiță, cum am spus bine, a treia troiță, numele Preasfinte, trei troițe. Să dea Hristos și Maica Domnului să mai sfințim și în alte zone și în alte comune să fie spre slava lui Dumnezeu, spre slava Maicii Domnului, a tuturor Sfinților și a Sfintei Cruci. Amin. Florin Strugaru, președintele de onoare al Fundației Omenia, a rememorat începuturile înființării așezământului social din Valea Adâncă. Bine ați venit la această bucurie a noastră, să rămână Părintelui Stareț, că ne-a insuflat tot timpul gânduri bune și poveții bune. După Părintele Stareț să spun ceva, e foarte greu, pentru că a spus absolut totul. E adevărat că prin cuvântul Părintelui Stareț, prin anii 2001-2002, mi s-a adresat mie și domnul Costică Pasternac: măi, oameni buni, vă văd cu suflet mari, faceți ceva împreună. Și atunci noi ne-am întâlnit și am pus bazele la acest centru. Eu vă mulțumesc astăzi că sunteți lângă noi la sfințirea acestei troiți. Multă sănătate vă doresc! Fundația Umanitară Omenia desfășoară activități de furnizare de servicii sociale specializate pentru tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani, care provin din centre de plasament sau care se confruntă cu lipsuri materiale. Până în prezent, cu sprijinul fundației, s-au construit 10 case pentru foștii beneficiari.